de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! Așa e, când ești în direct, te mai uiți și prin calculator înainte de a intra în emisiune. Intrăm într-o nouă perioadă de stare de alertă. Asta e. Prelungirea stării de alertă se pare că se impune datorită numărului crescut de cazuri înregistrate în ultima perioadă, ceea ce era de așteptat, într-un fel, având în vedere modul în care noi am înțeles, aproape toți dintre noi, să respectăm niște reguli. Dar vom trece noi și peste asta. Măsurile luate pe starea de urgență și apoi pe starea de alertă a afectat indiscutabil tot ceea ce înseamnă viață economică, nu vorbim de cea socială, că aici este clar că a fost afectată, dar au afectat viața economică, firme multe au trebuit, unele să se reinventeze, altele să intre într-un fel de semiconservare ca să poată să folosească ceea ce au în patrimoniu. Au apărut niște măsuri de protecție, unele foarte bune, altele spun cei din industrie, economie, microeconomie, că au fost insuficiente. Cert este că în acest tablou al, să spunem, inconsistențelor legislative, nu există foarte multe puncte fixe de care să te poți lega. Nu există pentru că așa este făcută societatea asta a noastră. Ai impresia că trăiești într-o lume a absurdului. Unul dintre puținele puncte sau unele dintre puținele puncte fixe ar putea să fie, și eu sper că sunt, și sper ca în viitor ca atribuțiile lor să crească în ceea ce înseamnă dezvoltare economică, socială, sustenabilitate economică, ar putea deci să fie agențiile de dezvoltare. Iar noi aici, în Piatra Neamț, avem fericirea, norocul, cum doriți să-i spuneți, s-a știut negocia bine la vremea aceea, avem șansa ca în Piatra Neamț să fie sediul Agenției de Dezvoltare Nord-Est. Invitat în emisiunea de astăzi, chiar directorul general al agenției, domnul Vasile Sandi, bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Am fost un pic patetic. Am fost un pic patetic, dar sincer, am vorbit cu multă sinceritate că trăim într-o societate în care nu avem puncte multe de sprijin, din păcate, și eu aștept să vedem dacă din direcția aceasta a unui organism care, cel puțin teoretic, ar trebui, dacă nu să coordoneze, ci să coaguleze toate forțele, să spun eu așa, cât de cât potente și să creeze un cadru pentru dezvoltarea regională, cel puțin. Pentru că dacă vorbim de toate agențiile și să zicem că ele ar acționa coordonat, ar însemna să avem o dezvoltare națională. De aceea insist ca în această emisiune să vorbim despre ce poate oferi instituția pe care o conduceți pentru cei care doresc să încă să mai lucreze în România. Nu știu câți mai doresc să lucreze în România, dar probabil că mai sunt. Mai întâi mulțumesc pentru apreciere. Într-adevăr, agenția noastră și agențiile pentru dezvoltare regională sunt niște facilitatori ai dezvoltării. În 20 de ani de funcționare s-a dovedit că aspectele tehnice, profesionale, dacă sunt lăsate să se dezvolte, pot aduce rezultate. Sigur, viața noastră socială și economică este perturbată de tot felul de lucruri, de tot felul de crize,
apar provocări și trebuie să existe ceva care să ne ajute să continuăm, să progresăm. Ori acel ceva, după părerea mea, este o bună înțelegere a situației în care ne aflăm și o viziune corectă către viitor. Și astea bazate pe ceea ce s-ar chema profesionalism, pe oameni care știu. Am vorbit de mai multe ori despre ce înseamnă dezvoltare, ce înseamnă de fapt dezvoltare și cine se ocupă de ea. Vedeți? Cine se mai ocupă de ea? Păi, cine se ocupă, cine se mai ocupă de ea? Teoretic, cum spuneți dumneavoastră, teoretic se ocupă multă lume și multe instituții. Practic, lucrurile sunt destul de complicate. Pentru că a face dezvoltare e o treabă foarte delicată. Așa. Nu poți să o faci după ureche. Și mai ales lumea de azi nu mai poți să o faci după ureche. Nu poți să pui în practică niște dorințe. Trebuie să... Adică nu poți să zici, eu vreau să fac asta, așa... Da, eu vreau să fac asta și să se și întâmple. Câteodată, culmea, se întâmplă lucrul ăsta, dorințele devin realități, dar nu este calea pentru dezvoltare. Eu am spus de mai multe ori, realitatea nu ne iartă. Realitatea nu ne iartă. Oricât de multe resurse am avea, oricât de bună, multă bună intenție am avea, dacă nu facem ce trebuie, nu ajungem nicăieri. Și o să vă dau câteva exemple. Dacă ne uităm la structura societății noastre, care din păcate a rămas într-o bună măsură centralizată. Da. Asta și, ajungem și aici. Și dacă ne uităm la instituțiile care se ocupă efectiv de dezvoltare, cu profesionalism și pricepere, vom vedea că avem destule lacune. Și dacă comparăm ce facem noi cu ce se întâmplă în Europa, hai să nu vorbim de alte locuri, ci de Europa căreia aparținem, vom vedea că avem foarte mult de recuperat. Ori agențiile pentru dezvoltare regională în toată această perioadă au avut niște avantaje. Pe de o parte, au lucrat cu cei din vest și au căpătat o cunoaștere, au avut de unde să învețe, au creat parteneriate, au participat în proiecte. Pe de altă parte, au fost și sunt structuri profesionale tehnice fără conotație politică sau de altă natură și atunci am reușit să creăm un sistem național, format din cele 8 regiuni, 8 agenții de dezvoltare regională, care au circa 1200 de specialiști în diverse... Pregătiți în timp. Pregătiți. Pregătiți într-un timp îndelungat, pentru că un alt aspect important este și continuitatea. Nu poți să ceri nimănui ca peste noapte să devină expert. Și dacă nu ai un proces continuu de corectă selectare, de învățare, de acumulare de experiență, nu ai cum să ajungi la progres. Mă uitam în săptămâna trecută, am avut foarte multe videoconferințe cu instituții naționale, ministere, alte structuri naționale, Comisia Europeană, Banca Mondială, alte structuri internaționale, în care s-au discutat pe obiective de politici și poate o să revenim puțin, că pentru următorul exercițiu sunt acelea 5 obiective de politici. O să vorbim 5 un pic direcții, despre finanțări. Da. Da, 5 direcții mari către care vrea să se ducă Europa. Ori, de exemplu, în zona, să spunem, de cercetare, inovare, dezvoltare economică, erau acolo toți actorii importanți din România și din Europa. Și se vedea de acolo că agențiile sunt actorii cei mai activi, care cunosc cel mai bine realitatea, care reușesc să faciliteze, care nu au un interes propriu, care nu urmăresc niște scopuri și atunci reușesc să pună la masă actori din zona publică, din zona privată, să facă diverse cooperări cu cei din afară. Au date și cifre, au o analiză a zonelor. Domnul director, eu știu că se întâmplă lucrul ăsta, adică că există toate aceste lucruri. Problema este, folosim toate aceste facilități create în timp la capacitate maximă sau, mă rog, aproape de maxim, ca să putem să folosim fondurile care vin, să putem face programe la capacitate. Pentru că dacă stăm și vorbim și acum, da, aud tot așa. Știți, noi am venit și nu s-au cheltuit banii europeni.
au plecat unii, vine, știți, nu se vede, dar noi am mărit capacitatea, am creat cadru. Bun, toți creează cadru, toți măresc capacitatea, dar la final când tragem linie, bă, parcă tot au rămas bani necheltuiți. E, mai întâi aș vrea să comențiune, noi folosim de o bucată de vreme, cel puțin la ADR-uri, nu mai acceptăm cuvântul cheltuim bani europeni și spunem investim bani europeni. Da, eu vă spun ce spun cei care se ocupă. Sigur, da, e corect ce spuneți dumneavoastră, da. Și ăsta este termenul folosit în este general. Foarte bine, e o diferență mare între a folosi banii europeni ai să cheltuim și a investi. Deci exact. De a-i folosi într-o investiție care nu are care nu are viitor. Sigur. Și alta este să investești cu cap ca pentru pe ce ai investit aici, să știi că peste 4 ani poți investi să dezvolți sau creezi o plusvaloare în zona respectivă. Ei, din punctul ăsta de vedere, haideți să ne uităm la următorul aspect. Agențiile au gestionat programul operațional regional care a investit în general în orașe. Dacă facem o comparație, cum arată o parte cel puțin din orașele României astăzi comparativ cu acum 10 ani? Clar că sunt lucruri care se văd. Se văd. Asta înseamnă că investițiile alea, banii aia au fost folosiți nu 100%. Vă dau un exemplu. În exercițiul 2007-2013, acest program gestionat de noi a avut un grad de absorpție undeva la 90%. Adică 90% din banii care au venit în România au fost folosiți cu impact. Din păcate, există și au existat în toți acești 14 ani de când suntem membri ai Uniunii Europene și programe naționale care n-au reușit să ajungă la capăt. Hai să ne uităm la infrastructura de transport. Haideți să ne uităm la programele de mediu care au fost gestionate la nivel național și care au fost fazate. Și dacă ne gândim la viitor, dacă noi gestionam programele de mediu cum trebuia, acum eram pregătiți pentru etapa a doua, aceasta în care se pune accent pe mediu. Păi sigur că da. Mă uitam dimineața la televizor și vedeam că nu știu în ce localitate o viitor a adus milioane de peturi și de... Dar nu trebuie să vă duceți la localitate. Mergem împreună până la coada lacului. Ei, și eu mă gândeam, iată, noi avem o problemă cu mediu, o problemă foarte reală. Uniunea Europeană ne sancționează pentru că nu ne rezolvăm problemele cu mediul, iar noi ne supărăm pe Uniunea Europeană că ne sancționează că nu ne facem treaba acasă. În condițiile în care am avut bani pentru asta, posibilitate de a accesa programe, exact. În care autoritățile puteau să acceseze programe pentru asta, nu vorbim aici de firme numai. Exact. Și autoritățile publice pe zone, pe, mă rog, fiecare în funcție de ce avem în caietele acelea. Sigur că sunt niște reguli pe care trebuie să respecte. Însă eu aș spune un lucru pe care sper ca odată și odată să-l înțeleagă toată lumea. Nu e vorba de neapărat de rea credință, nu e vorba neapărat de lipsă de interes. Este de vorba de cum construiești sistemul instituțional capabil să gestioneze nevoile și resursele. Asta știm cu toții. Păi da, dar haideți să învățăm. Să învățăm să punem oamenii potriviți în locurile potrivite. Adică să facem o selecție când angajăm un om într-un loc, să fie omul ăla cel mai potrivit din cei care... Uite, vă pun o întrebare. De câți ani sunteți în agenție? De mulți de ani. 20 de ani. De 20 de ani. Ați lucrat și în administrație o perioadă. Mă rog, Am avut treabă cu administrația. Acum aveți treabă cu tot felul de instituții, consilii județene, primărie, etc. În câte primării, așa dăm un procent, din regiune avem oameni pregătiți pentru a colabora cu o agenție pe domeniul ăsta al proiectului? Domnul Bărănescu, o să vă spun un lucru care s-ar putea să... Dar eu vă rog, mirați-mă! În regiunea asta sunt 46 de orașe și 6 consilii județene. Așa. Eu aș spune așa... Cel puțin în jumătate, dar în mai mult de jumătate din aceste orașe, că Consiliul Județene sunt o categorie aparte, sunt asemenea echipe pregătite. Mai mult de jumătate. Eu mă așteptam să mă surprindă să-mi spuneți că în 85%. Știți care e diferența? În unele din aceste orașe există niște echipe prea mici, care încă n-au reușit să iasă în evidență. Eu văd că există o echipă bună într-o primărie, în momentul în care prima respectivă reușește să vină cu proiecte, să fie eligibile, să le implementeze, să le ducă la capăt. Sau măcar încearcă și după aceea este o deschidere de colaborare. Știți ce e culmea? Că, din păcate, noi nu vedem și partea bună a lucrurilor. Nu vedem
acele echipe mici, și să știți că sunt orașe, unele chiar foarte mici din regiune, care au nu mai mult de 2-3 oameni. Dar 2-3 oameni foarte bine aleși, bine pregătiți, care fac proiecte. Sunt orașe în regiunea asta care au 8, 10 sau 15 proiecte finanțate din POR. Îmi dați de exemplu după emisiune și pe cuvânt că mergem acolo, stăm de vorbă cu ei. Vă dau câte exemple. Deci, pe cuvânt, de ce? Pentru că trebuie până la urmă să arătăm și bunele practici. Ei, asta este marea problemă. Noi și, mă rog, picăm și noi în greșeala asta. De a spune, lucrurile nu funcționează. Ok, suntem într-o situație delicată, dificilă. Dar sunt și multe semne pozitive. Pe că alea trebuie să le creștem, precum plantele alea. Nu înseamnă că nu putem, că nu trebuie să vorbim și de lucrurile negative. Evident că trebuie. Pentru că altfel nu mergem înainte. Dar vorbim, trebuie să ajutăm oamenii ăia care fac lucruri bune să se și vadă că fac lucruri bune. Mai rămâne să și vrea. Păi să vrea și alții. Ei, să vrea să se vadă. Să și vadă, pentru că lumea păi, zice, spune. Păi dacă mă văd acum, mâine, zice, am o vizită, păi mâine mai am o vizită, răspăi mâine mai am o vizită, nu ca să-l promoveze, ci ca să vadă de ce au promovat. Eu rămân la convingerea că esența bună din fiecare dintre noi se păstrează și până la urmă vom învinge toate aceste prejudecăți, toate aceste piedici pe care noi înșine ni le punem. Pentru că până la urmă, de fapt, seara fiecare cu noi înșine și ce am făcut astăzi? Ce am reușit eu să aduc un plus pentru mine, pentru societate, pentru celălalt? Ei, această atitudine oarecum mai degrabă pozitivă, de încredere, de hai să facem, hai să construim, hai să ne sprijinim unii pe alții, până la urmă eu cred că ar trebui să reușim să o facem să primeze. Unda asta ar trebui să vină de undeva și ca un exemplu pentru oameni. Ori eu când văd toată ziua că se dau, scuzați-mi expresia, șuturi în dos pe orice lucru se face, oamenii de sus în jos preiau exemplu. Pentru că dacă așa se face acolo, de ce să nu facem și noi? Sigur. Și culmea, am ajuns în situația să facem lucrurile bune sau să le spunem oarecum mai pe șestache, așa? Exact, că ne e rușine. Dom'le, stai un pic. Cum adică? Nu ne încadrăm în în trendul total așa de discuții. Bun. Domnul director general, haideți să vedem un pic, să trecem la lucruri mai concrete. Ce se va finanța de acum încolo? Suntem într-o perioadă aproape istorică, pentru că în următorii 10 ani, așa cum arată propunerile la nivel european, România va beneficia de o sumă foarte mare de bani. Sigur, urmează să se aprobe bugetul și să vedem dacă se produce schimbări. Dar discutam cu doi europarlamentari ieri sau alaltă ieri, este posibil ca în România să poată intra aproape 100 de miliarde de euro în următorii 10 ani. 100 de miliarde de euro finanțări nerambursabile, mă rog, o parte din ele vor fi rambursabile, este o sumă foarte mare. Principalele domenii care vor primi finanțare în următorul exercițiu sunt cele care se ocupă de dezvoltarea economică și de protecția mediului. Există, spuneam mai devreme, un pic acele obiective de politici. Europa și-a stabilit niște priorități pentru următorii ani. Prima prioritate este creșterea competitivității Europei, Uniunii Europene în această bătălie globală cu China, cu America, vedeți ce se întâmplă. Ori bugetul Uniunii Europene, care este de cel puțin 1100 de miliarde de euro, este un buget destul de mare și trebuie canalizat către așa ceva. Deci România va putea beneficia de bani pentru cercetare, pentru inovare, pentru transfer tehnologic, pentru dotarea firmelor, pentru digitalizare, digitalizarea firmelor, digitalizarea serviciilor publice, digitalizarea învățământului, pentru ce înseamnă colaborare cu instituții de acest tip din străinătate, adică în zona de învățare, pentru ce înseamnă dotarea cu softuri, cu programe, cu ceea ce s-ar chema bunuri necorporale. Deci, ceea ce spuneți dumneavoastră acum ar însemna așa, aviz amatorilor, directori de școli. De fapt nu, că directorii de școli aparțin autorităților publice locale. Dar ei pot avea inițiativă. Și ei pot avea pe chestii sigur punctuale. Sigur, deci, și pot discuta cu primarul exact să-și facă... Deci, pregătiți-vă. Vin programe de digitalizare. Nu mai discutăm
peste 2-3 ani, de fapt, domnule, n-am avut tablete, știți, nu ne-a mers conexiunea, Zoom-ul. Nu există așa ceva. Și aici avem și o veste bună. România are o infrastructură de digitalizare, ca să spunem așa. Bine dezvoltată. Bine dezvoltată. E o problemă că nu e dezvoltată peste tot. Dar acolo unde este, este bine dezvoltată. Și citeam o comparație că avem mai multă fibră optică de vreo 2-3 ori decât Marea Britanie. Bine. Ceea ce e mare lucru. Deci avem un potențial foarte... Nu trebuie decât să... Deci ce avem? Avem nevoie, avem bani, avem o infrastructură bine dezvoltată. Trebuie să facem pasul următor. Da, deci ar trebui ca de acum să se pregătească toți pentru asta. Exact. Și să nu pregătească proiecte care nu creează nimic decât, hai să spunem, poate niște posibilitatea unor voturi pe termen scurt. Ei, un alt lucru esențial pentru următoarea perioadă în Uniunea Europeană este cuvântul impact. Nu se mai admite finanțarea niciunui proiect care nu dovedește impactul în societate. Și impactul ăsta trebuie să fie unul care duce la dezvoltare. Deci, proiectele, știți, au niște reguli, trebuie să fie eligibil, conform, scrie acolo, facem o școală. Ok, facem o școală. Dacă nu dovedești că școala aceea... peste 10 ani... Ai elevi în școala aceea și școala aceea o faci în așa fel încât să răspundă nevoilor de acum, dar și de peste 5 ani sau de peste 10 ani, 5 ani 10 nu ani. Se admite la finanțare. Orice proiect în perioada următoare trebuie să facă parte într-o strategie, o gândire pe termen lung. Teoretic și înainte era așa. De acord, și înainte era așa, dar regulile au început să fie mai stricte acum. Corelarea între ce îți propui, ce trebuie făcut la nivel de comunitate. De exemplu, în exercițiul 2007-2013, nu era obligatoriu ca proiectul să facă parte dintr-o strategie. Puteai să vii cu un proiect să-l justifici pe el însuși, într-un mod individual. Acum nu poți să propui un proiect dacă nu face parte într-o gândire, să spunem, de ansamblu. Avem zeci de proiecte și la nivel de județ și de regiune pe care le știu eu. Dom'le, eu sunt primar în comuna X și fac apă la nu știu unde. Și au făcut proiectul. Acolo mai au 7-8 familii în satul respectiv, au îngropat o groază de bani în respectivul proiect, fără să gândească poate o soluție mai mică, locală, ar fi generat alte costuri și alt impact. Am avut o discuție pe tema asta cu apa și canalizarea, cu o echipă de la Comisia Europeană la Apa Vitală la Iași. Și acolo s-a pus următoarea întrebare. Au întrebat cei de la Comisia Europeană: dom'le, dacă aveți comunități mici, de ce n-ați făcut fose septice, de exemplu? Corect! Dom'le, dacă ai în sat 100 de familii, dom'le, și tu poți să, puteai să finanțezi din bani europeni, faci 10 fose, aduci conducta de apă, că e una, dar canalizarea e cu mult mai scumpă și mai complicat. Și faci 10 fose. În momentul în care ai peste 50 de fose în sat, poți să pui și canalizare. E o gândire extrem de simplă, care, noi zic, dom'le, facem canalizare în tot satul. Nu se înțeapă vorba ceea decât 10, peste 3 ani canalizarea s-a deteriorat și banii s-au dus pe apa sâmbetei. Oricât de mulți am avea, dacă îi cheltuim în felul ăsta, nu o să ne dezvoltăm niciodată. Da, de asta spun, așa este, adică ar trebui să fim mai flexibili în gândire, să nu luăm normele alea ca fiind, că vin ei și spun, bă, stați un pic. Noi am dat o normă generală, dar ne adaptăm la condițiile locale. Păi știți cum reglementează Uniunea Europeană? Uniunea Europeană dă regulamente, dă niște chestiuni generale și zice așa, asta este regula generală, să ai bani cheltuiți cu impact. Tu, stat membru, vino și dovedește cum faci asta. Reglementări, proceduri, norme, cum vrei tu. Numai atât să-mi demonstrezi, că banii cheltuiești cu impact. Ori noi, din păcate, din lipsa de experiență, de cunoaștere, mă rog, adunată în timp, ce am făcut? Pe de o parte, am creat un sistem foarte complicat și complex, birocratic, cu tot felul de reguli. Am spus, dom'le, nu cumva să se întâmple ceva și am reglementat în ghiduri. Și s-a găsit și scuza. Frica să nu greșim. Frica să nu vină DNA-ul, să nu vină nu știu cine. Și aici atingem și un alt aspect. Centralizarea. E totuși destul de complicat. Iarăși, cu toată buna credință și priceperea colegilor noștri de la nivel central, este complicat să înțelegi de la minister care este realitatea din toată România. Bun, dar putem vorbi de descentralizare, că vedeți ce se întâmplă. Avem proiecte, avem inițiative legislative și ajungem cu ele să fie atacate.
Haideți să vedem ce ar însemna descentralizarea asta din punctul de vedere a unei agenții și al dezvoltării. Păi, înseamnă, în primul rând, că noi știm cel mai bine care sunt nevoile de aici. Și ar trebui să construim, și am început deja să construim programele regionale, bazându-ne pe realitatea de aici. 1. 2. Relația dintre autoritatea care ia decizii și cel care implementează proiectul devine mult mai scurtă. Ce se întâmplă astăzi? Un proiect este depus de un beneficiar, să spunem o primărie din regiune, vine la noi, îl evaluăm, după aceea merge la minister, mai verifică încă o dată și acolo, se întoarce o decizie că se aprobă, după care se face un contract, semnează beneficiarul, semnăm noi, se duce la minister și tot așa. Lanțul ăsta trebuie scurtat. Asta în timp înseamnă luni bune, dacă nu chiar... Bineînțeles, orice document depus la noi... Cel mai puțin stă 20-30 de zile la autoritatea de management la București. Ori acea autoritate nu mai face față, sunt zeci de mii de proiecte, n-are cum. Ce structură de personal și informatică îi trebuie ca să gestioneze toată cantitatea asta uriașă de proiecte? Deci este o necesitate obiectivă să ne ducem către ceva mai aproape de beneficiar. Mai e un aspect important. Este vorba de responsabilizare. Pe măsură ce dai niște atribuții mai complexe autorităților la un nivel tot mai jos, crește responsabilitatea. Nu e firesc ca o instituție centrală și nici chiar una regională să verifice toate detaliile dintr-un proiect. Dom'le, o primărie, un privat, o universitate, o școală, are oameni normali la cap ca și noi, care dacă au niște reguli clare, oamenii sunt responsabili. Și în momentul în care semnează... Semnează și știe că el răspunde. Nu mai sunt 25 după el care răspund. Și zice, din aia 25 o să-l verifici. Și atunci nu-și mai permite să scrie chiar orice. Se uită mai cu atenție la ce scrie acolo, la ce implementează. Deci descentralizarea nu este un moft, nu este o dorință a ADR-ului. Descentralizarea este o necesitate absolută. Dacă nu se întâmplă și noi ne păstrăm sistemul centralizat în următorul exercițiu, practic, o să, la finalul celor 7 ani, o să ne uităm cu jale că am pierdut o șansă care s-ar putea să fie istorică. Nu știu când vom mai avea acces la asemenea oportunități de finanțare și învățare. Deci, eu cred că toată lumea e cu scaun la cap. Înțelege că descentralizarea trebuie să existe. Problema mare la noi, ca și în alte domenii, este ca descentralizarea asta să nu se facă doar cu un scop politicianist, să se facă la modul real, adică chiar să funcționeze. Vă dau un exemplu de pandemie. Când a început starea de urgență, am întrebat, firesc, ce se întâmplă cu școlile și am încercat să aflăm și am obținut un răspuns care a fost genial în simplitatea lui. De la minister s-a spus așa, dom'le, începe școala online. Am întrebat, cine... se ocupă. Noi am spus inspectoratelor să se ocupe. Am sunat la inspectorat. Cine se ocupă? Păi că noi, având în vedere că există descentralizare, până acum, când întrebai ceva la o școală și că inspectoratul nu... Deci, având în vedere că există descentralizare, am lăsat libertate directorilor de școli. Îi întrebai pe directorii de școli, domnule, cine face? Și inspectoratul ne-a dat câte un inspector care ne coordonează. Întrebai din nou, dom'le, cine face? Directorii de școli. Și uite așa, s-au jucat cu responsabilități pentru că nu este nimic clar. Păi asta e problema. Lucrurile trebuie să fie clare. Descentralizarea, și eu nu folosesc termenul descentralizare decât în ce privește programul operațional regional. Nu vorbim despre alt tip de descentralizare. Am înțeles, din punctul meu de vedere. Pentru că, sigur, din punctul meu de vedere, nu-mi permit să vorbesc din alte puncte. Eu nu pot să vorbesc numai despre asta. Însă, descentralizarea acestui program este o chestiune tehnică. Nu e nici măcar politică, nu este administrativă. Este o chestiune pur tehnică. Este vorba de felul în care circulă niște documente, de felul în care se aprobă niște lucruri, pentru că oriunde ar fi puterea de decizie, ea nu este la latitudinea unei instituții. Instituția aceea trebuie să respecte normele europene, legislația națională, studii, ceea ce țin de realitate. Deci, asta este și mă mir că nu înțelegem. De fapt, în ultima vreme, și vreau să spun lucrul ăsta, cum spuneam, am avut foarte multe întâlniri în ultima perioadă. N-am întâlnit pe nimeni
nici măcar dintre cei care sunt în actualul sistem centralizat, care să spună că descentralizarea acestui program și a programelor în general nu este necesară, nu este utilă și nu ar aduce un foarte mare beneficiu. Sigur, în acest proces lucrurile merg greu, că am avut niște ordonanțe care au fost retrase, a fost dată legea, tocmai discutam zilele trecute că e un pas foarte important, dar astăzi, ieri am aflat că a fost atacată la Curtea Constituțională. Vom vedea care va fi decizia, ce se va întâmpla. Însă și aici, și vreau să transmit acest semnal celor care ne urmăresc, noi continuăm să ne facem treaba tehnic. A început acest proces de pregătire a viitoarelor programe operaționale. Vreau să vă spun că inclusiv la Comisia Europeană sunt desemnați câte doi oameni pentru fiecare regiune. Noi am făcut un prim draft al programului operațional regional Nord-Est, pe care l-am trimis la Ministerul Fondurilor Europene, la Comisia Europeană, l-am trimis tuturor actorilor din regiune. Structura acestui POR a ajuns la toate orașele și consiliile județene, la universitățile din regiune. Ne consultăm cu ei. Deci noi tehnic ne facem treaba. Sigur, o să apară și decizia legislativă la un moment dat. Da. Este un pas, dar știți cum e. Aș vrea să văd și eu când ai depus un proiect, ai lucrat la el, cât lucrezi, 6 luni, 8 luni, un an, 6 luni, o lună, l-ai depus și îți spune cel de la agenție, da, domne, după 2 luni, o lună de zile, da, domne, poftim, vino, hai să facem pasul 2. Să nu mai avem chestia asta. Da, știți, am trimis acolo, nu a venit răspunsul, mai vedem. Dacă este, mai ales dacă este un proiect, să spunem, cu importanță locală. Deci nu, e ilogic. Și mai este un aspect, și îmi cer scuze că vă întreb, mai este un aspect pe care încercăm să-l schimbăm. Sunt două tipuri mari de proiecte. Sunt proiecte, să spunem, strategice, prioritare, de importanță mai mare. Da. Și proiecte mai mici. Ei, aceste proiecte mai importante, mai mari, încercăm să găsim o modalitate foarte clar reglementată de a le selecta în așa fel încât o primărie să nu vină la competiție. Primăria ce poate să aibă? Dom'le, 10 proiecte mari care interesează comunitatea respectivă. Ori, până acum, ei făceau toate cele 10 proiecte, veneau la noi, le depuneau pe toate, noi le evaluam, vedeam care e bun, care nu e bun. Din alea 10, 2, 3, 4 erau bune, le contractam și mergem mai departe. Încercăm să schimbăm asta. Spunem, dom'le, astea 10, care e ordinea lor de priorități? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Astea 3, le creăm o modalitate de selecție, desigur, cu implicarea autorității locale. Absolut. După care, dom'le, ne concentrăm pe alea. Ne concentrăm pe alea. Alea le facem eligibile, conforme, avem grijă să aibă toate documentele, urmărim pas cu pas ca ele să se și pună în practică. Iar cele 3, dacă sunt gândite cum trebuie, îmi asigură logistic dezvoltarea. Sigur. Pentru următoarele. Bineînțeles. Dar pentru asta trebuie să ai o strategie. Ei, aici e cuvântul cheie, să ai o strategie și din păcate strategia... Cuvântul strategie a fost demonetizat în ultima, exact. Toată lumea face strategii și se spune, ne-am săturat de strategii. Nu ne-am săturat de strategii. Trebuie să știm să facem strategii. Că dacă avem 25 de strategii într-o comunitate, n-avem niciuna. Deci, noi... Da, noi facem și altceva aici. Scuze, nu pot să mă abțin. Avem și strategii făcute la copy-paste. Aia nu strategii. Deci, strategii la copy-paste. Da, sigur. Am văzut un proiect, deci... Cred că a ajuns și pe la dumneavoastră proiect, dar între timp că am avut eu grijă să le spun, băi, vedeți, au luat așa, pentru dezvoltarea, pentru un domeniu foarte important în Piatra Neamț, ceva de transport, și cei care au făcut proiectul au uitat să șteargă municipiul Deva. Da. Știți? Și au făcut, și de curiozitate m-am dus și m-am uitat și la proiectul respectiv. Da. 80% din proiect... 80% din proiect era pe copy-paste. Da, nu se poate așa. Deci pe copy-paste. Dom'le, nu poți compara Deva cu Piatra Neamțu. Sigur. Nu poți compara Slatina cu Romanul. Sigur, e fiecare cu specificul lui. Nu vă mai spun. Deci, a avea o strategie, a te uita cu atenție, dom'le, care sunt problemele reale ale comunității, a te baza pe niște specialiști care îți spun. Exact. Și, după aceea, îți faci lista de plătiți. Dom'le, asta mă interesează pe mine. Acum și în viitor. Și știți ce e culmea? Toată lumea ar avea de câștigat. Și politic, și electoral, și tehnic. Și nu mai vorbim ce trebuie. La capitolul ăla, dom'le, bunăstarea populației. Deci, că până la urmă aici trebuie să ajungem. Dacă oamenii trăiesc bine, au cu ce trăi bine,
totul merge cum trebuie. Sigur. Totul merge cum trebuie. Altfel nu. Îmi dați voie să citesc câteva mesaje. Familia Boldijar. Bună dimineața, dragilor. A spus bine, omul potrivit la locul potrivit. Dar la noi, în România, în posturile publice, găsește o mare parte de, cităm, de incult și pregătiți doar pentru jocuri, jigniri. Avem atâtea persoane inteligente care nu prea au loc, de cei cu bani sau cei cu pile. Faceți concursuri pentru a ocupa locuri de muncă, dar faceți concursurile ca să iasă în față cei cu materia cenușie la ei acasă. În ce ne privește, acolo suntem. Da, alte... Deci, în general, sunt mulți care acceptă subiectul. Ni se fac și comparații cu Germania, cu așa. Venim și la noi acasă. Când va face domnul primar un video informativ cu proiecte finalizate din bandă la buget sau din fonduri europene? Mulți primari au informat pe grupuri ce lucrări au finalizat. Bravo, dar vrem și la țară să fie apă peste tot, gunoaiele să se selecteze acolo, etc. Să se facă lucruri nu numai în centru, ci și pe zonele laterale ale orașului, zonele de intrare, de limită. Da, sunt câteva mesaje. Haideți să vedem, să mergem mai departe, să depășim și acest subiect, deși aici putem vorbi o groază despre descentralizare și despre selecția personalului. Nu la agenții numai, în primării, în instituții, să nu mai punem director numai pentru că au carnet de partid, că nu rezolvăm absolut nimic. Sigur, aici o scurt comentariu. Dacă nu înțelegem asta, creăm o problemă și celui pe care îl angajăm și celui și instituției respective. Dacă pui un om nepotrivit, ce aș face eu la ADR să pun un om care nu știe să gestioneze un proiect de 20 milioane de euro? Să-l trimiteți pe unul la Bruxelles, că faceți acolo, deschideți, am văzut ceva. Păi nu, dezvoltăm. Dezvoltați ce aveți la Bruxelles, da? Biroul de la Bruxelles. Și trimiteți pe unul care nu știe limba engleză. Da, e angajat și un traducător. Nu, da. Și asta e exemplu mic, nu vorbim de proiecte, de știință. Dar de... numai la atât gândiți-vă că pui în față o cerere de finanțare care are valoare de 1 milion de euro, nu de 20 de milioane. Și acea cerere trebuie să aibă o semnătură. Și da, e bună. Ori omul ăla, dacă nu știe să uite pe cererea aia și semnează acolo, pe lângă că creează o problemă celui care a depus cererea, dar și creează lucruri, pentru că după aceea vine auditul, vine DNA. Acum depinde și cine l-a angajat, știți, pe undeva. Că și acolo. Deci nu se mai poate așa. Nu se mai poate. Bun, haideți, poate ar trebui, domnul director, să găsim și o soluție ca să putem ajunge la scrierea mai ușoară de proiecte. Nu vorbesc de autorități publice, că ele în general ar trebui să se descurce, să au birouri specializate, servicii, compartimente, mai fac contracte cu societăți care... Dar pentru o firmă mică, care, cum să spun, trăiește de azi pe mâine, nu-și permite să plătească pe cineva să-i scrie proiectul. Poate ar trebui găsite niște soluții, nu știu, niște proiecte, niște drafturi foarte bine făcute care să-i permită să încadre. Nu-mi dau seama cum s-ar putea. Da, e o temă reală și ne preocupă și pe noi. Spuneam mai devreme că am reușit să birocratizăm cam mult fondurile astea europene și unii oameni se feresc de a face un proiect european. Și pentru că ghidurile... Ce sunt încărcate. Ghidul este documentul în care te uiți, citești, vezi cine ar putea face proiectul, cum trebuie să arate cererea de finanțare, chiar îți dă acolo o machetă, cum va fi evaluată. Ghidurile alea sunt prea complicate, prea detaliate. Nu e cazul să scrii într-un ghid absolut toate detaliile, de la cum trebuie să arate formatul pe foaia A4. Și atunci ne-am propus să simplificăm acest proces. Însă, aici este... o mică problemă. Nu putem simplifica la maxim, pentru că noi trebuie să respectăm niște rigori. Să vă dau un exemplu. O firmă privată, de exemplu, dacă ia o finanțare de la noi, se încadrează în ceea ce se cheamă ajutor de stat sau ajutor de minimis, pentru că ia capăt un avantaj în comparație cu cel care nu are. Și atunci sunt niște reguli care trebuie respectate. În ce condiții poate el primi banii aia? Ce face cu ei? Cum se raportează la ceilalți care n-au primit bani? În plus, cum spuneam, trebuie să aibă impact, trebuie să-mi dovedească firma respectivă că a luat banii și a cumpărat un utilaj, a dezvoltat echipa, firma și va continua să o facă încă vreo câțiva ani, că produsul pe care îl face se duce în piață. Dar astea pentru oamenii care au un proiect real, că la un moment dat
aveam o mare problemă. Vin oameni la mine și spun, am auzit să dau niște finanțări. Ce credeți că aș putea ce face? Ce aș putea să iau eu pe firma mea? Da, da. Ce aș putea? Păi când îmi pun întrebarea, zic, domnule, nu puteți lua nimic. Nu așa se face. Când ai o firmă și ai niște echipamente și vrei să le înlocuiești sau vrei să-ți dezvolți o nouă capacitate, vrei să cumperi un echipament mai performant, vrei să dezvolți produsul, să-l faci vandabil în toată lumea și spui, am jumătate din bani sau am trei sferturi, dar uite, dacă aș primi un ajutor, aș putea să mă dezvolt. Ei, ăia sunt oamenii pe care îi căutăm. Ghidurile astea cuprind înăuntru, cum am spus, cererea de finanțare. În măsura în care o să reușim și dacă programul se va descentraliza, o să reușim lucrul ăsta, să fie foarte clar ce trebuie să îndeplinești, ce trebuie să scrii, ce trebuie să-ți propui ca să poți obține finanțarea, sunt convins că nu o să mai apară această reținere. Și mai e ceva, dacă veți vorbi cu firme care au accesat programul operațional regional sau post-CCN în exercițiul anterior, o să vedeți că până nu e atât de greu. Mai degrabă, știți, eu făceam uneori o comparație. E ca atunci când vezi o ușă și dumneavoastră cred că e încuiată. Dar dacă apeși pe clanță, constați că e foarte despre. Stai la ușă că vezi acolo o chestie că, unde e cu cartelă, nu știu ce. Și dumneavoastră... Nu pot intra acolo. Da. Dar dacă încerci, intri. Ei, așa e și cu fondurile. Trebuie să încerci. Și am avut multe situații în care beneficiarii au făcut o dată, de două ori, de trei ori, după care, dumneavoastră, până la urmă făceam niște greșeli și am învățat. Deci, procesul de simplificare este o necesitate, ne preocupă asta, dar și curajul de a accesa e și de a face ceva nou. Sigur. Da. Și aici iarăși revenim la sursa umană. O firmă are nevoie de un om care măcar o bucată din timpul lui să-și aluce, să citească. Dumnezeu, ce înseamnă programul operațional? Ce scrie în ghidul ăla? Că așa dacă vii din stat și e greu de făcut, nu ține. Uitați, întrebări. Deci oamenii încep să întrebe. Oana, doamna Oana, bună dimineața. Ați putea spune cum nou formata zonă metropolitană poate beneficia mai ușor de fonduri europene? Poate s-a discutat deja, spune dânsa, dar am ajuns mai târziu la emisiune. Vă mulțumesc. Da, aici este o temă foarte importantă. Orașele au fost eligibile doar în granițele lor până acum. Și, în general, zona metropolitană suferea. Pentru că un alt program, programul de agricultură și dezvoltare rurală, finanțează zona rurală, ori între cele două programe nu este neapărat o corelare. Acum, pentru următorul exercițiu, vom finanța ceea ce se cheamă zonă urbană funcțională. Din păcate, iarăși ajungem la un aspect legislativ. Zonele metropolitane nu sunt reglementate de lege și, mă rog, unele comunități, orașe și-au făcut zone metropolitane, au făcut niște asocieri, asociații de dezvoltare intercomunitară. Okay. Cum am spus eu, s-a pus compasul și s-a dat 30 de kilometri de o parte și de alta, fără să țină cont de... Sigur, și apoi acolo mai e și un aspect că o comună din jur vrea, alta nu vrea. Exact. Plus, dacă pui compasul și faci 30 de kilometri, s-ar putea ca interesul tău să fie doar pe o bucată din cei 30 de kilometri. Exact. Sau uneori să ducă mai încolo. Și atunci, sau să n-ai legătură efectiv cu o comunitate. Exact. Și atunci, în următorul exercițiu, noi vom finanța ceea ce se numește zona urbană funcțională. Zona urbană funcțională este o zonă în jurul orașului care are efectiv legături cu orașul respectiv, de transport sau de altă natură, și vor putea fi parteneri în proiectele pe care le finanțăm noi. Pentru că nu mai așteptăm o reglementare propriu-zise, noi putem scrie în program această zonă urbană funcțională pe bază de proiecte va putea fi. Atunci nu se mai întâmplă lucruri de genul luăm autobuze electrice pe un proiect european și nu pot merge decât în Piatra Neamț, deși societatea asigură legături auto și cu comunele sau... și cu din jur. Sigur. Pentru că chiar nu avea logică. Bineînțeles. Am un exercițiu, un exemplu, mă rog, într-un oraș din regiune în care e o șină de tramvai pentru o distanță foarte scurtă pătrunde pe teritoriul altei comune și a fost blocat proiectul. A trebuit să facem o mulțime. Deci este aberant. E aberant. Este aberant. Că da. Vă întreb ceva. Ați primit vreun proiect până acum? Așa, poate știți, pe zona, pe regiune, să vină unul să spună, domne, eu vreau să fac un proiect să, nu știu, să aduc automate din alea de strâns peturi, ca oamenii să pună și să scoată niște bani și eu să văd ce fac cu ele, să le valorific.
Am o groază de mesaje care vin da. În sensul ăsta. Aici este o zonă foarte importantă. Am cunoscut oameni care au asemenea preocupări și care au depus proiecte la noi. Din păcate, este la început. E vorba de oameni din zona privată. Da, să fie clar că din zona privată. Sunt două concepte în Europa. Economia verde și economia circulară, care sunt foarte strâns legate între ele. Din păcate, foarte puțin din resursele noastre se recirculă. Însă sunt foarte mulți bani și pe economie verde și pe economie circulară. Adică pe de o parte să folosim eficient resursele și pe de altă parte să le reciclăm. În exercițiul următor, noi avem o axă, un domeniu întreg, un obiectiv de politici Europa Verde, vor fi foarte mulți bani pe așa ceva. Și încurajez pe toți cei care au asemenea preocupări să se documenteze. Prima dată trebuie să se documenteze. Trebuie să vadă. Noi am avut niște proiecte pe economie circulară în care am stimulat firmele să-și facă un plan. Să înțeleagă ce e aia economie circulară. Să vadă cum fac italienii, elvețenii sau alții. Și sunt niște exemple formidabile. Am avut un proiect în care pe un areal, și erau exemple din Italia și din Germania, pe un areal s-a făcut un plan și a zis, dom'le, luăm comunitatea asta, satul sau comuna sau două comune. Și spuneam așa, este în care sunt resursele din comuna respectivă, lemn, nu știu, terenuri agricole. Și facem un plan în așa fel încât să dezvoltăm industria forestieră. Dacă exploatăm o parcelă de lemn. Meșteșugurile care se pot dezvolta din exact. Industria forestieră. Unul taie lemnul, unul face scândura, altul face mobilă, unul recuperează scoarța și o folosește pentru nu știu ce compost, altcineva face frizerie în comunitate, altcineva plantează la loc. Deci pe baza unui asemenea plan, întreaga comunitate, bazată pe o mulțime de firme mici, se poate dezvolta versus economia liniară, care funcționează îndeopște în lumea de astăzi, în care vine o multinațională, ia parcela, ia lemnul de acolo, pleacă cu el, rămâne dezastru în urmă, câțiva muncitori și-au câștigat salariul timp de câteva luni și atâta tot. Deci, toate... Păi aia vine statul cu reîmpăduriri și cu alte lucruri până și discutăm când o veni. Ei, însă aici este un lucru, un aspect important și anume cum devii antreprenor. Și este o altă zonă de interes pentru noi, pentru că a face o firmă oricât de mică este și o chestie nativă, așa că ai tu în sânge să fii întreprinzător, dar este o treabă de învățare. Și din acest motiv noi am dezvoltat, și știți foarte bine, o structură în Piatra Neamț care este unică în țară și care este partea unui proiect foarte important la nivel național, echipa noastră de la Rubik Hub, care învață exact asta. Pe de o parte, ce presupune să fii antreprenor, cum poți să-ți valorifici inovarea, creativitatea, cum să înveți de la alții? Domnul director general, să vă spun ceva. Eu cred că nu este normal ca cel care devine antreprenor în România să nu aibă cunoștințe minime de legislație. Țineți minte cum s-a fentat bugetul nostru cu toți cei care dădeau găuri la buget și după aceea își vindeau firmele la oameni fără discernământ? Cum puteau ăia să se ducă să devină administrator de firmă fără complicitatea instituțiilor statului? Și fără o legislație proastă. La un moment dat aveam la Bicaz, pe o adresă, 27 de firme venite din alte județe, toate la aceeași adresă, în același birou și toate pe același calapod. Firme care aveau datorii la stat, care au trecut pe numele unor oameni fără discernământ, unii sigur. Dintre ei bolnavi, alții. Astea sunt și m-am interesat ce s-a întâmplat cu firmele. Sigur. Nu s-a deschis nimic, nu s-a făcut nimic, iar cel care a descoperit lucrul ăsta a fost dat afară, pentru că a deranjat. La un moment dat am făcut o vizită în Polonia, în urmă cu câțiva ani, și discutam cu un omolog al meu cum fac ei, cum investesc în firme private. Și după discuția cu el, mi-a venit în minte următoarea comparație. Din păcate, la noi e ca și cum unele programe. Ai te urcat la etajul 12 pentru un bloc și ai aruncat cu niște bani. Iar la ei, coboară la parter, se uită cu atenție. Zice, ia să vedem, tu ești în stare să faci ceva? Îți dau bani. Tu nu, tu da. Deci asta ce înseamnă? Înseamnă mai întâi o pregătire a celor care vor să vină antreprenori, o selecție, un ajutor ca să-și facă firma respectivă și o monitorizare a lor pe parcurs. Asta este, în trei cuvinte spus, calea prin care putem să stimulăm tineri. Și știți ce e culmea? Sunt o mulțime de tineri care caută această șansă în străinătate.
Pentru că instituțiile acolo sunt foarte bine dezvoltate și un om cu creativitate și cu inițiativă și intru într-un sistem organizat. Mort aici, mă duc acolo. Exact. Însă vestea bună este că, prin exemplul nostru pe care vi l-am dat, foarte mulți oameni au venit în jurul nostru. Dacă vă spun că avem, cred, 40-50 de mentori, adică oameni care au firme, în general cam peste 1 milion de euro, cu cifre de afaceri peste 1 milion de euro, care din timpul lor, cu pregătirea lor, vin fără nicio recompensă, fără nicio plată, spun, uite, așa și am făcut învață eu. Pe cei tineri cum anume să facă pași către antreprenoria. Mai avem câteva mulțumiri pentru explicațiile cu economia circulară și liniară, dar apropo de programul viitor european, explicat în termeni mai simpli, mai populari, ce înseamnă, poate într-o altă emisiune. Sigur. Și discutăm. Sunt foarte multe lucruri de discutat și dacă toți oamenii ar înțelege că aici poate fi motorul de dezvoltare pentru viitorul regiunii, al orașului, al județului, și s-ar crea folosesc cuvinte mari, o emulație în jurul acestui lucru, poate avem o șansă. Eu aș vrea să vă spun că această emulație deja o simt în ultimii câțiva ani. Firme, instituții, universități înțeleg nevoia asta de a gândi regional întâi. Pentru că una este să te ocupi numai de comunitatea ta și să legi tu comunitatea cu tot restul lumii și alta este să o faci la un nivel regional. Dacă ne bazăm pe profesionalism, pe nevoi și vedem că inițiativele pot avea rezultat, am o mulțime de exemple în care noi am demonstrat că aici, în regiunea de nord-est din România, una dintre cele mai slab dezvoltate din Europa, are un cuvânt greu de spus la Comisia Europeană. Inițiativele noastre au fost primite foarte bine, există o foarte mare deschidere de la ei. Deci s-a dovedit că se poate. Dar, sigur, știind exact ce vrei, având oameni profesioniști, făcând lucrurile în așa fel încât să răspunzi și nevoilor tale și nevoilor lor și înțelegând corect că poți fi puternic la masa negocierilor dacă ești bine pregătit. În felul ăsta, eu cred că suntem pe un trend ascendent și eu sunt optimist cu privire la ce putem noi face în următorii 7-10 ani. Vă doresc succes și sigur ne vom mai întâlni, pentru că aș vrea să mergem pe exemple de bune practici. Sigur. Ca să putem să demonstrăm că se poate și că unde nu se fac lucrurile astea, ori este reavoință, ori este neștiință, ori pur și simplu este indolență. Da. Eu sper că sunt tot mai puțini oameni. Să dea Dumnezeu să fie așa. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Și eu vă mulțumesc. Aș vrea să închei eu cu un contraexemplu. Avem la Piatra Neamț o platformă industrială, aia veche pe care am avut-o noi, cu vechile societăți, IMC, Hlău, care mai erau acolo, de la vin, alcool, încoace, toate. Am făcut o vizită pe acolo și am stat de vorbă și cu oamenii aceia care generează împreună o cifră de afaceri de, cred că, în jur de 70 de milioane de euro, cam pe acolo, așa, din ce am văzut eu, la nivelul anului trecut, nu știu, acum 2 ani, 2018. Care au un număr semnificativ de angajați, care plătesc sume semnificative la bugetul local și care, de ani de zile, cer niște lucruri simple. Dom'le, ca să intri la ei acolo, nu e o problemă, deși este o problemă când vin spre Bicani, dar ca să iasă 5 tiruri, să meargă spre Bacău de acolo, poți să stai și 25 de minute și 20 de minute în funcție de oră și de trafic. Ori nu discutăm despre faptul că acolo, în zona aceea, ai nevoie de transport în comun la anumite ore, cu anumită frecvență, cum era, dacă țineți minte, pe vremuri, coloana. Sigur că da. Cum era coloana. Ai nevoie, chiar dacă e o zonă circulată mai mult de mașini de firmă, ai nevoie de o infrastructură care să însemne șosele, să însemne stații de autobuz. La fel ca în oraș, pentru că oamenii ăia când vin astea sunt oameni care produc. Mulți dintre ei vin din comunele învecinate. Trebuie să ai legături și cu comunele respective. Și poate un
semnalul pe care îl dăm acum, că uite, mi-a venit în cap după discuția asta, dom'le, haideți să ținem cont și de ce vor oamenii ăștia. Pentru că oamenii ăștia produc. Și sunt convins că de acolo aveți și câțiva mentori pe la dumneavoastră din zona respectivă. Da. Oamenii ăștia produc pentru binele acestei societăți. Și o investiție de 200.000 de lei acolo într-o reglementare de circulație față de cele 2 milioane de lei impozite locale pe care le generează chiar firmele astea. S-au găsit o soluție. Nu, oameni buni, puneți voi banii, faceți și scădem din impozitul local pe care îl datorați. Sigur, nu știu. Adică, se pot găsi diverse soluții. Chiar o să discut cu domnul primar. Deci lucrurile astea ar trebui un pic mișcate. Până la urmă e vorba de binele nostru, al tuturor. Pentru că oamenii ăia dau salarii, oamenii plătesc, consumă pe raza municipiului, dacă nu sunt chiar din municipiu. Adică, poate în felul ăsta reușim să mergem mai departe. Încă o dată vă mulțumesc, oameni buni. Și eu vă mulțumesc. Mâine o emisiune interesantă, ca și cea de astăzi. Vă așteptăm cu mare drag la cafeaua de dimineață. Cele bune!